Da. Acum, imediat, în 200 de metri, ajungem la Bogdan. Să vedem ce piete are Bogdan. Șarmăsar. Cum îi zice la locul ăsta? Aici, în groape, îi zice. Cum? În groape. Groape, așa să... Așa îi zice, în groape. Da. Nu știu care era așa, mă. La pui, mă. Așa, vedem pe aia puiul, ia pe aia neagră a lui. Așa. Domnul cu mustață, așa-i? Domnul cu mustață, da. Aici e o iapă belgiană, al lui Bogdan, ultima achiziție. Așa, da? Foarte frumos. Și aici sunt ăilalți, uite. E Vito și celelalte trei iepe. O să mergem imediat, mergem să le vedem de aproape. Așa, așa. Uite, aia de acolo, aia de acolo e mânzul lui Marceluș, din ea, aia de acolo, din ăla. Cum bag o zăpară? Hai, cum bag aici? O bag, păi da, în spate. O iapă adusă din Olanda cu pedigree. Trebuia să fi dat jos un pic. Fii atent aici, băiatul ăsta, mă. Da. Băiat serios, mă. Da, are juc de cai, nu. Bogdan e pus la punct. Domn Bogdan, mă bucur tare mult că am ajuns la dumneavoastră, într-un final. Așa. Cum am ajuns cu mașina în parcare la dumneavoastră, am observat acest caladeu. Cum zice la dumneavoastră aici? Juc de potcovit. Așa. Dumneavoastră aveți cai foarte puternici și foarte mari, din câte am înțeles. Da. Și ați zis ca să vă faceți o din tasa, da? Ușură treaba și nouă, și la meseria, și la cai, în primul rând. Așa, și? Se așează mai bine, stau, se lasă pe chingile, iată. Așa, deci, recomand... Da, se poate face o recomandare pentru cei ce au cai mai mulți. Uite, își pot face un cadru dintre ăsta. E foarte simplu și pentru cel care potcovește, repet, și pentru cel care nu mai ține, deci care ținea. Deci nu mai ține că să leagă, de asta e mult mai simplu. Și pentru cal, repet, să lasă pe are două chinci, una aici, una aici, și intre una pe aici, una la spate, una la piept și să lasă pe ele. Și stă frumos, așa? Da, stă foarte bine. Foarte frumos. Să lasă pe ele și nu, deci nu mai se forțează, nu mai trage, nu, stă foarte liniște, foarte da. No, mă bucur tare mult că am văzut acest cadru la dumneavoastră. Și cadre dintre astea mai vezi așa pe la herghelii. Pe la oameni care au foarte mulți cai, da? Potcovari, pe la potcovari. Da, așa, așa. Care au meseria, da. E făcut un potcovar, e bine. Așa. A fost treaba că... Să-i facem un bine și la casă, nu stau să mă chinui, să mă supăr, să... Așa. Da. Așa stă și în lume. Vine da. Și face și potcovarul treabă, nu mai e frică, trage piciorul și îl taie cu puiul sau... Da, sau da. No, bun, atunci, domnul Bogdan, o să mergem să vedem căluții dumneavoastră. Am văzut așa un pic din mașină, sunt foarte frumoși și de apreciat. Fiecare, unii au diferite gusturi, adică unii preferă cai mai mici, unii cai mai mari, eu prefer cei mai mici. Păi pentru dumneavoastră, așa ai? Da. Fiele băinic. Așa. Aici la domnul Bogdan. Cum îi spune la localitatea? Curtea de Argeș. Așa, de la curtea de... Așa. Așa, țineți-l așa. Domnul Bogdan, aici aveți patru iepușoare, da. Foarte frumoase, toate negre. Iepușoara pe care o ține domnul Cristi, din câte am înțeles, este o achiziție nouă. Da. Este o achiziție nouă. Am rămas la iepușoara pe care o ține domnul Cristi. Da. Iepușoara... Este din Belgia, adusă, e luată de... Pedigree, adusă două. Așa. Oricum, la dumneavoastră eu zic că se va face foarte frumoasă. Sperăm, acum, da. Că se vede aici. Sperăm, facem ce se poate. Așa. Mă gândesc că are un nume străin. Da, Ludivil, nu știu cum să. Așa, nu o să putem să-i zicem numele, că e complicat. Aici, domnul Marius ne ajută. Olanda, domnul Marius ne ajută să și vă... Asta e apă, nu, dar aceasta e chiar apă la părinte. Așa. Este iapă, cu această ocazie. Pe domnul Avram. Da. La domnul Avram a fost acum două zile. La Miucescu, Hergelia lui Miucescu neagră aia la fel. Ce ați vrut să ziceți de Hergelia? Nu, este iapă la părintele. Așa și... Vine la Miucescu iapă. De la Hergelia la Miucescu e neagră aia la fel. Am înțeles. Deci e pușoara 2... E pușoara a doua pe care o ține domnul Marius. Da. Ce nume a spus ei? Olga. Olga? Da. Olga e din Rusia. Da, rusoaică. Da. Dar e frumoasă. Da, eu așa zic. Ce vârstă are Olga? 9 ani. Nu și arată vârsta. Deci nu și arată vârsta. Nu sunt nici prea muncit așa rău.
Da, păi, dar nu lucrați nimic cu ele, cred că. A? Nu prea lucrez, da, n-am timp. Am niște vașe, mă ocup de ele, încerc la ele. Deci faceți agricultură, faceți zootehnie, cum se zice așa, așa-i? Da. Și cum vă descurcați cu zootehnia? Foarte greu, lipsă de oameni. Lipsă de oameni. Neseriozitatea. În general, sigur, da, neseriozitate. Ce, e greu. Ne ascultăm și noi. Eu am înțeles. Eu vă apreciez pentru că, pe lângă faptul că țineți, din câte am înțeles, vreo 60 de vaci? Cam așa, da. Așa, mai ține și căluți și... Da, în căluți, din căluți nu scoateți bani, în căluți nu m-ați investit. Deci, e de apreciat. Bun, iepușoara pe care o ține, v-am uitat numele. Domn Popa, da? Da. Așa. Este din Ungaria. Așa. Localizată, are bangaua pe aia, cum grească. Mânzul meu e din ea, de n-aia. Mânzul dau. Deci, mânzul... Negru meu, negru meu. Deci, negruțul? Negruțul dumneavoastră e din ea, da? Da, da, da. Foarte frumoasă. Așa, și iepușoara pe... este o iapă din Olanda. Da, din Olanda. Din Olanda. Da. Tot așa, cu pedigree. Și mânzul care l-a filmat la Marceluș, la băiatul cu asiatici, este din ea. Da, deci am fost la domnul Marceluș, care ne-a arătat clopotele, ne-a arătat câinii. Da, 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 băiatul. Da, da, el. Vreau să zic că ne-am simțit foarte bine la el. Un prieten bun, zic. Da. Ne-a încântat inimile, cum să zic. Da, e foarte... Așa. Deci ăla mânzul e din astea, mamă. Da. Va fi un mânz foarte frumos ăla, cred eu. Așa, cred și eu, dar acum... Așa. Se vede și maica, se vede mama. Domnul Gheorghe. Da. Aici dumneavoastră îl țineți pe renumitul... În Vito, da. Așa. A fost... Pe francez, talienică. Așa. El e Vito armăsarul care... A făcut concursul la proba aia de la Gilou atunci. Special. 2016. Proba special. Vigan a făcut chestia aia. Jumate. Vă place cum am legat acolo o treabă de sus, cum am prins imaginea? E bună prinsă? Da, mie îmi place că de, nu știu cum să vedem, l-am luat pentru că a tras, mi-a plăcut de el ca... V-a plăcut ca aspect, un aspect frumos, plăcut? Da, e ca frumos. Mințenia și așa mai departe, da. Mi-a tras pe față. Da. Stați așa, puteți să-l învârtiți-l ușor, dar nu în vale, ușor încolo, da. Dar nu în vale, dacă puteți. Nu. Hop, sau, domnul Gheorghe. Hop. Așa, domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe, lăsați-l cum a fost înapoi, că o să prezinte acum băieții cât e o iepușoară și după aia domnul Bogdan o să-l prezinte pe Vito. Nu, sau o să-l prezinte tot domnul Gheorghe, dar la final. Domnul Gheorghe, rămâneți dumneavoastră acolo, bine? Da, da. Bun, rămâneți acolo. Dă-i drumul. Aici rămâneți. Hop. Așa. Rămâneți pe loc. Așa. Mergeți lângă el, vă rog. Încă un pic? Bun. Puteți să mergeți ușor încolo, dar toți aliniați încolo. Vă rog. Drept. Și după aia vă întoarceți și veniți tot așa aliniați încoace. Puteți să vă aliniați înapoi. Aliniați-vă. Domn Marius, apropiați-vă de băieți. Ca să veniți toți. Da, și veniți, încercați să veniți toți deodată. Oprește-vă, Barușica, că veniți toți odată. Rămâneți, domnul Marius, pe loc. Haideți ușurel încoace. Dă-te mai aproape, mă. Haideți, domnul Popa. Intrați toți, ca frați, așa. A, nu, haideți acum. Uite, îmi place de domnul Cristi. Vigilent. Haideți. Domn Popa, dacă veneați primul, nu trebuie să vă uitați niciodată în spate. Așa, dacă veniți primul, nu mai aveți treabă cu pac-pac. Așa. Bun. O prezentare foarte, foarte frumoasă. N-am ce zice.
Bolza. Bolza. Uite, mă, mai mult, mare. Domn Bogdan. Tot așa, roate, 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 roate. Eu după. Așa, așa, așa. După domnul Bogdan, vă aliniați acolo după domnul Bogdan. Domn Bogdan, și dumneavoastră vă puteți opri. Rămâneți acolo. Rămâneți acolo. Hai, hai. Așa, domn Bogdan. Hai, dați mai încoace un pic dumneavoastră, până unde e baliga aia. Acolo. Rămâneți unde e domnul Marius. Mai aproape. Unde-i domnul Popa, mă scuzați. Dă mai în față, Maruse. Marius, mai în față. Așa. Bun. Bun, rămâneți așa pe loc. Aici, domnul Bogdan, aici dumneavoastră ați făcut o mini-expoziție de cai. De cai, zi, din Herghelia proprie. Nu vezi oriunde așa ceva. Și ne bucurăm că mai vedem cât e un român care se implică și își ocupă timpul lui, își cheltuie banii lui. Trebuie. Bine zic? Da, trebuie. Bun. Trebuie și banii, da. Ce să facem? Dacă sunt mai puțin... Dacă sunt puțin e bine și sănătate, trebuie să fie. Da, da. Degeaba e bani și mai sănătate. Da. Domnul Bogdan, dacă vă rugăm să veniți în fața iepelor, chiar acolo pe mijloc. Așa. Bun. Acolo. Mai încoace un pic, să-l întoarceți. Așa. Bun. Bun. Perfect. Bun. Acum puteți să ne ziceți despre Vito. Ce să zic? Spune că ăsta e haremul lui. Da, are. Haremul lui. Are. Îl invidiem, așa-i, domnul? Păi sigur că da. Am înțeles. Deci e un cald deosebit. Ca la negrotei, mai multe femei. Da. Ce să vă spun? Eu am fost campionul 2016, știu. Deci a fost la Gilău și fii atent. Domnul Bogdan, la Gilău, ca să fii campion cu un armăsar, deci trebuie să ai un armăsar sau un cal foarte, foarte bun. Da. La Gilău și iarăși la Râșnov. Deci astea sunt două concursuri foarte puternice. Bine, nu zic că mai sunt. La Bucovina, iarăși la Solca, la Zâi, la Marginea, nu la Solca, la Marginea, la Horonic de Sus. Și concursurile noastre de la munte. Iarăși sunt concursuri bune. Așa. Deci aici doar eu l-am luat să muntez iepele cu ele, nu să fac o afacere sau să trag eu sau ceva. Așa. Și tatăl mânzei, mânzului lui domnul... cum îl cheamă? Lui domnul... Nu. Cu clopotele. Da, Marceluș. Lui Marceluș. Nu știu, a luat ea pe gestant. A, deci ați adus-o gestantă. Toate gestantă cu Vito. Da, cu toate sunt cu Vito. Deci toate le-ați montat cu... Da, așa. Așa. Mai puțin, da. Ultima, că n-a fost, am luat un... Da. E montată cu un armăsar de la Răscruci, de la Cluj asta. A ne-a spus, dar poate știa. Da. Stați că vă zic cum îi zice la armăsar. Era un ardenez negru la domnul Gabi. Da, nu știu. De la Livada. Aha, nu știu. Așa ne-a spus. Un armăsar foarte frumos. Apare în filmări la mine, dacă căutați. Armăsarul lui Gabi de la Livada, o să-l vedeți. Da, nu știu. Gabi e un prieten foarte bun de-al meu. Un crescător de cai. Vreau să zic că și el are fermă de vaci. El are în jur de 100 de vaci, cred că. Da, poate sunt alte lucruri. La noi aici este foarte complicat. Nu sunt terenuri. Nu avem să mergem pe ele, adică dacă sunt prea multe, n-ai ce să le faci. Nu știu ce să spara asta și te plăti mai mult cu grași. Am înțeles. Nu e pentru atâtea, nu e terenul de atâtea animale. Și atunci ai investit, băgați bani în furaje și în... Da, baluți trebuie cumpărați, că n-am utilaje, n-am teren personal, nu am... Baluții cumpăr din la cătească de jos, i-aduc mașina, e dificil. Scumpi? Transportul? Treburi? Transport, da, bine, poți, asta n-ai este, că... Poți? E marfă bunicică... Da. Nu trebuie să le dă și eu să mănânce, că asta e situația. Da. A fost iarnă grea, bună.
Deci e o iarnă grea acum, așa-i? Da, e bine din punct de vedere că e al vecina secetă și oricum zăpada asta ține foarte bine și eu trebuie destul de bun. Zăpada asta și cu ploile care au fost, e mai greu, dar... Românul săracul se adaptează cum poate. Trebuie, da, trebuie să te adaptezi. Și își face treaba. Da. Bun. Băieții din spate pot să dea drumul la iepușoare înapoi în țarc, la cele trei, și iepușoara care ați adus-o din curtea de la casă, puteți să o duceți încolo. Domnul Bogdan, dumneavoastră mai rămâneți un pic cu Vito așa. Da. Două Cristi și la alte dați-le drumul. Acum îl trage domnul Alingardu. Domnul Bogdan. Bogdane. Puteți să-l mai învârtiți un pic pe Vito aici, să-l întoarceți, să-l vedem. Să-l apropiați aici, după aia. Vino mai încoace. În fața. Așa? Puteți să-l aduceți mai încoace? Să punem și noi mâna pe campionul și pe cel mai renumit negru. Hai, dragule. Nu știu, nu-l cunoaște, e foarte cremit, știi, să nu-l ia băiatul meu de 8 ani, îl ce din grădină, îl ce... Fii atent acolo ce-i pieptul care e. Are, dar năprâlește acolo, nu e în cea mai bună formă oricum. E vorba că e iarnă. Da, nu, năprâlește. Da, dar zic că năprâlește, acum schimbă, începe să schimbe pe ori. N-are nimic. Hai, copile. E foarte cremit, foarte cum să cade. Ia să-i vedem un pic. Și la munte, și la tot ce vrei. Frumos. Puteți să lăsați cam jos. Ne bucurăm că vedem foști campioni, că da. Ei, poate, da. Ajung bine, ajung la oameni buni. Cât bine acum. Și au viață bună, liniștită, după muncă și după treburi, intră și la pensie. Intră și la pensie, are... Harem? Doamne, harem, cum se zice. Așa. Muncă mai puțină. Așa. Că asta e. N-avem timp de muncă cu ei, decât să facem noi, să-i plimbăm, să le facem cât. Puteți să-l întoarceți un pic așa, să-l vedem la spate. Hai. Domnul Bogdan, ce am vrut să vă întreb? Dacă, de exemplu, vă contactează cineva pentru munte, îl dați pe Vito la munte, nu? Nu știu ce să vă zic. Nu l-ați dat? De cât timp l-aveți pe Vito? Puteți să-l mai întoarceți un pic? De anul trecut, din luna aprilie. L-am luat la domnul Alexandru. Așa. Mulțumesc pentru că mi l-a dat. Îl salutăm pe domnul Alexandru, prietenul nostru, de la Râșnov. Mulțumesc că mi l-a dat, pentru că a vrut să-mi dea. Nu a vrut să-l dea? M-a arătat el cam un an de zile până mi l-a dat. Deci ați ținut mult de el, așa? Cele din urmă mi l-a dat. Bă, dacă îl dai, mi-l dai mie, sau cum? Da, nu știu cum să vă zic. A venit cu el la mine la munt, aici, la Brașov. Mi-a montat ea o iapă, nu mi-a luat, pentru că n-a fost bine în călduri. Și m-am ținut de capul lui un an de zile, zic, domnule, trebuie dacă îl dai, dai mie. Ca să nu mai mă tot complic, să duc la munte iapele. Da, că n-are rost. Și până la urmă mi l-a dat. Ce să te așa. Aha. Acolo s-ar arunca fetele în zăpadă. Da, acum sunt zăpadă. Fii atent că s-a uitat, a văzut băiatul că fetele lui sunt în zăpadă și ar vrea cu el. Prietene, nu-i loc acolo de tine, că tu faci șmecherii. De noastră e mânzul. Din Iași, ai? Da. Va fi un mânz frumos. Va fi un căluț frumos. Da, vezi, stau cum ăsta la aici, la cap, la urechi și la tot. Fii atent că în ciuda faptului că -s grele, uite ce frumos aleargă. Da, nu de pe muie, de pe elegante, la măsură. Păi și ăla... Puteți să-l dați un pic așa? Se văd, așa? Da, vine din aici. Hai, Olga, hai din aici. Aia e grea, aia am prea aleargă. Ai montat-o prima, da. Ai montat-o când l-am auzit cu Vito, a doua zi și montat. Trebuie să, până la începutul aprilie, foarte. Da, cam așa e. E montat pe 15-16. Da. Nu, de joacă. Se joacă, oricum nu le-ați potcovit? Nu sunt potcovite, dar na. Joacă în zăpadă.
Primăvara, când îți ieșe părul pe ele, acum e fiat. Ai venit la primăvara. O să vă facem vizita. Merită să venim să vedem. Vreau și mânzuliții. Dacă vreau să vin, și ele, da. Hop! Hop! Trag la loc. Ia scot de ceva timp pe telefonul. Hop! Hop! Red! Părintele ce e? Pe are bine, frumoase? Da, foarte frumoase. Da, am pus... Puteți să vedeți filmarea. Da. Deci se vede. Domnul Bogdan, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit la dumneavoastră la fermă. Mulțumim că ați venit în vizită. M-ați venit la primăvară. Da, aveți o fermă foarte frumoasă, cu niște cai foarte frumoși, niște cai bine îngrijiți. Dumneavoastră sunteți un om pasionat și treaba asta se vede când te uiți la cai. Da, îi țin cât se poate. Se poate și mai bine, știu că sunt convins că se poate și mai bine, dar facem tot posibil să... Așa. Să fie și mulțumiți și să le facem. Da, și toate. Și noi să fim, da, mulțumiți. Noi, da. Că da. Când noi ne uităm la ei... Exact, eu stau și mă uit la ei și uit de oboseală, uit de probleme, uit de toate astea. Așa, așa. Dau cafeaua la ei dimineața să... Beau bere seara sau beau bere seara lei și da. Se schimbă, da. Bate inima, mai, se schimbă pulsul. Se, mai bine. Da, da. Spunea domnul, vorbeam cu domnul Gheorghe și zicea că seara sau dimineața când veniți la cai, serviți cafeaua, da, da, vă da, relaxați. Da, da. Asta e viața, asta e dorind, asta e, cum să spun, pasiunea mea, asta e așa. Mulțumirea mea. Da. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru primire și dacă ne ajută bunul Dumnezeu, la primăvară mai vă facem o vizită. Vă mai facem o vizită. Sunt GPD-i. Așa. Am mai, făcut... puțin, mai puțin nouă achiziție care are în Tegalta. Zic că am făcut o vizită, o vizită, da, domnului, da, Bogdan, Bogdan de la Curtea de Argeș. Da. Îi mulțumim tare mult. Să vii tu unde? Aici în spate la porta. Să-l vedem. Să vă uitați numai pe drum? Da, 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 da. Uite și pe Vito. Așa, aia puteți să dați geamul. Da? Sau? Da, 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 da. Un cal foarte cuminte și a fost animal bun, și frumos, și foarte frumos, și bun. Da. Un animal cu minte multă. Așa, nici altoi. Și de tras, și cu mințele, cu mințele, cum stă el cu iepile aici, a zbura până în gard altul. Așa, și în partea altă o să o vedem pe aia altă, pe aia adusă din Belgia. Le luat tot undeva din Cluj, de apă. Și căței. Cățelușii mici. Caucazienii? Caucazienii, da. A, uite-o acolo. Ia ce? E mare zăpada, dragă, e mare zăpada, așa? Da, e... Nu, trenghia, dragă. De cu față. De la din mai dați un pic cu fața? Da, da. De cu spate. De fapt, dați cum doriți. Noi nu ne băgăm. Eu, cel puțin, eu n-am nicio treabă. Da, sau așa. Domnul Gheorghe, cum vi s-a părut ziua? Da, o zi frumoasă, zic eu. Am avut noroc și de timp bun. Vezi cu palul.
Am avut noroc de timp bun, că atunci chiar a fost... Chiar și ieri și alaltele a fost un timp foarte urât, dar azi am avut... Deveneam ieri, era un pic mai greu. Era mai urât, da, așa e, așa e. Am avut noroc, n-a fost nici frig tare. A fost bine că am putut să vedem ce ne-am pus în plan. Acum nu știu cum vă s-a părut pe aici, pe la noi, pe la Argeș. Un loc foarte frumos, un loc în România foarte frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru efortul care l-ați făcut, pentru ca eu să pot să dau imaginile astea, să le vadă prietenii noi și din România. Da, da. Sau da, și noi vă mulțumim că ați venit și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc tare mult!